însuși este un personaj care face parte din scena politică a societății în care trăiește și își dorește puterea la fel de mult ca orice aspirant la controlul asupra societății. Acum, am tu nepot și fiu. Mai mult un nem și mai puțin de același fel. De ce lași norii negri să te apeți? Deloc, my lord. Sunt chiar prea mult în soare. Dezbracă noaptea de pe tine, Hamlet. Și uite-te la rege, cu ochi buni. Nu căuta în praf pe tatăl tău, umblând mereu cu ploapele lăsate. Așa e rânduiala, să moară ce trăiește, trecând din viață înspre veșnicie. Cum spuneți, doamnă, e ceva de rând. Dacă așa este, de ce să-ți separe altfel numai ție? Se mi separă? Nu, nu mi se pare. Este. Eu nu știu să fac să pară. A fost analizat din punct de vedere antropologic, filozofic, sociologic, psihanalitic, spectacologic, stilistic, istoric, din punct de vedere marxist, neoistoric și așa mai departe. Această tragedie este, în primul rând, o tragedie politică, cu elemente de luptă de culise, de spionaj și contraspionaj, de intrigă politică la înalt nivel și, în esență, este un text despre lupta pentru putere. În locurile ascunse ale soartei, e drept că și doamna e o târfă. Ce noutăți? Nimic mai lor decât că lumea s-a făcut cinstită. Înseamnă că sfârșitul lumii e pe aproape. Dar știrea voastră nu e adevărată. V-aș pune o întrebare mai de-a dreptul. Ce i-ați făcut fortunii de v-a trimis la închisoare? La închisoare? Danemarca e închisoare. Atunci lumea întreagă e închisoare. Încă una cu ziduri, carcere, celule, secții, în care Danemarca e cea mai rea. Noi nu credem așa. Atunci pentru voi nu e. Ce e rău sau bun pe lume, numai gândirea noastră hotărăște. Pentru mine, Danemarca e o închisoare. Nu cumva ambiția vă face să o vedeți așa, prea strâmtă pentru mintea alteții voastre? O, Doamne! Și închis într-o coajă de nucă, pot să mă simt rege al nemărginirii. Dacă pui un Hamlet la televiziune, sigur că mulți se vor gândi la monologele de tipul a fi sau a nu fi sau celelalte, dar nu se poate să nu te ducă ca și public mai puțin educat povestea polițistă din Hamlet, povestea de dragoste din Hamlet, povestea psihologică la nivelul relației cu mama, cu fostul tată, thrillerul de groază cu o mare scenă de o fantomă care apare și care seamănă cu un film scris acum, în timpul nostru. Pe tatăl tău de l-a iubit cândva. O, Doamne! Răzbună omorul mârșav. Omor? Mârșav. Cumplit și în afara firii. O, spune-mi, și-mi vor crește aripi și-am să zbor ca gândul, ca iubirea și-am să te răzbun. Spune. Nu te cred în stare. Acum ascultă. S-a spus atunci că în grădina a dormit fiind, în somn m-ar fi mușcat un șarpe și Danemarca a fost mințită grosolan. Nu-i ăsta adevărul morții mele. Află acum că șarpele ce tatăl ți-a răpus îi poartă azi coroana. Unchiul meu a sufletul profetic. O bestie incestuoasă și adulteră, cu viclene daruri și cu vrăjitorii seducătoare pe buna mea regină, ce părea virtutea însăși, am prins-o la dezbăț! Ce noutăți? Ce noutăți? Spectacolul meu nu e tezist. Și n-a fost și nici nu-și dorește lucrul ăsta. E urât și e prost să faci ceva cu teză și cu program și asta să fie
o chestiune manifestă în spectacol. Spectacolul Hamlet din 1985 de la Teatrul Bulandra, montat de Alexandru Tocilescu, a avut parte de numeroase vizionări. Ca până la urmă să se pună problema în termenii următori. Bun, dar este o chestiune de încredere. Shakespeare totuși trebuie să fie jucat. Și nu poate ca Shakespeare să fie un dramaturg care să fie în opoziție cu regimul comunist. Pe modul acesta s-a mers în perioada aceea. Tăcere! Măi, ăsta a fost spaima ta și frica ta de el te face să joci cu el. Înțelegi, tu ai avut două intuiții să faci chestia asta, dar acum abia este formidabil. Înțelegi? Hamlet este prototipul conducătorului adevărat și tânăr și frumos și sportiv și învățat și cu minte bogată și cu trup sănătos, aș spune un prototip al omului superior, pus într-o situație neverosimilă, aceea de a, vorba textului, de a îndrepta vremurile. Este o piesă parcă scrisă pentru a te lupta cu dictatura și cu răul. Uite, am aici o scăpârlie, uite, vezi? Asta a stat în pământ 2 ani. Da, 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 și încă un pol. A cui a fost? A unui alt. Habar n-am. Mă, bă, 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 tu la rupa neagră și spulcată de terpeleu țâcnic era. Dumnezeu, odată mi-a turnat în cap o bărdacă cu vinișor de rin. Această scăpânie și nu alta a fost a lui Ioric, măscăriciul regiului. Asta? Da, tocmai scârbă. Or not to me. Hamlet parodiază anumite ecranizări contemporane care pornesc de la piesele lui Shakespeare. Acesta era soțul tău. Niciodată n-am vrut să joc Hamlet. Fac o mărturisire. Nu cred că se poate juca Hamlet. Cred că se poate citi. Cu cât o să-l citim mai mult, cu atât o să înțelegem mai mult. Nu degeaba se spune că textul scris de Shakespeare e un fel de Biblie a teatrului. Acesta era soțul tău. Și acum privește iar. Acesta este soțul tău. Neghină ce crește și usucă totul!